Neața băieți și bine v-am găsit la minutul de dimineață. Astăzi m-am trezit cu o stare de spirit foarte bună și încerc să vă dau și vouă. Poate na, vă schimbă puțin starea și o să aveți o zi, mă zic cât de cât ok. E 5.23, da, 5.23 acum la mine când filmez ăsta, deci voi o să-l vedeți undeva pe la 8. Așa că vă zic de acum, de fapt nu, vă mai zic încă o dată. Neața! Bună cafeaua asta! Și v-am pregătit câteva întrebări puse de oameni care, puse de proști. Primul prost întreabă, stați așa să-mi pun și o gluga că mi-au tăiat ăștia gazele și e cam frig la mine în casă. Așa, după cum ziceam, stați așa. Primul prost întreabă, am înghițit un cup de gheață întreg și încă nu l-am scos când am avut scaun. Ar trebui să mă îngrijorez? A rămas blocat pe undeva în intestin? Da, deci a rămas un cup de gheață. El se îngrijorează că încă nu l-a făcut caca. Da, e bine. Dacă cumva vezi episodul ăsta, du-te la doctor, că trebuie să te despice. Cum pot transforma ecranul calculatorului în oglindă? Am încercat să scanez o oglindă și nu merge. E prost. Alt idiot întreabă, de ce am spermă atât de puternică? Sunt cu prietena mea de doar 4 săptămâni, dar doctorul spune că este însărcinată în 4 luni. Cum a ajuns sperma mea atât de potentă? Încearcă să-ți aduci aminte dacă în urmă cu 4 luni ai făcut vreo lăbuță în aer liber și cumva, dacă tot e așa de puternic, o fi sărit jetul până la ea. Și da, ar fi posibil că de atunci a rămas. Oh, asta e femeie, sigur. Poți să folosești folia de plastic alimentară în loc de prezervativ atunci când vrei să te masturbezi cu un castravete? Ai cum să iei vreo boală de la folie? Bă, voi vă dați seama ce e în capul lor? Deci ăștia sunt între noi. Și când stai și te gândești că le trece așa ceva prin cap, dar aș putea să mă număr printre ei, că a tot zis de folie de plastic, mi-aduc aminte că mi-a dat doctorul ca să iau supozitoare și eu de prost nu l-am scos din folie și era cu colțuri. M-a durut cred că vreo lună, dar mi-a trecut ce aveam. Ajutor, nu pot să-mi dau jos sutienul mamei și urmează să ajung acasă în 5 minute. Oglinda nu mă ajută deloc. Cum o să fac să-l dau jos fără să-l stric? În primul rând, întrebarea ar fi, ce căutai tu în primul rând cu sutienul lui Măta pe tine? Așa, nu știu, vrei să te uiți în oglindă cum ți-ar sta cu țâțe, că nu înțeleg. Și doi, de când te chinui tu să-l dai... Doi, de când te chinui tu să-l dai jos? Dacă ai ajuns în punctul în care să postez pe un grup întrebarea asta. Of, Doamne! Prietena mea a înghițit sperma după ce mi-a făcut sex oral și sunt îngrijorat că va rămâne însărcinată. I-am cumpărat laxative, dar cum să o rog să le ia ca să nu se supere pe mine? Stai puțin, tu ai o problemă? Ea se supără dacă tu îi propui să ia niște laxative, dar nu s-a supărat când e propus să facă sex oral și să înghită. Bună, bună prietenă, bună prietena ta. Fiți atenți că am găsit o întrebare tare rău de tot. Ce fantezii ciudate aveți? La care unul răspunde, eu mi-aș dori să urineze sora mea pe mine. Următoarea întrebare. Cum îi convingi pe cei de la YouTube să vină să te filmeze? Am sunat toată ziua la YouTube să vină să mă filmeze, dar nu vor. Cum reușesc alți oameni să-și pună filmările acolo? Am niște idei foarte amuzante, dar nu vor să vină. Niște nenorociți ăștia de la YouTube. Eu zic să îi suni. Să le dai și mesaje, să îi și suni și du-te și la ei. Poți să mă uit la o poză cu soarele fără să-mi pierd vederea? Știu că poți să orbești dacă te uiți direct la soare. Este la fel și cu pozele. Au, Doamne. Următoarea întrebare. Ai cum să-ți pierzi virginitatea dacă te împiedici și cazi? Eu și prietena mea discutăm despre asta pentru că ieri am căzut și cred că mi-am pierdut virginitatea. Este posibil dacă ai mers pe stradă și din greșeală ai căzut într-o... Următoarea întrebare. Soția mea vrea să-și mănânce placenta după naștere. Știu că sună rău, dar... Mamă, trece tractor la ora asta pe stradă. Revin. Soția mea vrea să-și mănânce placenta după naștere. Știu că sună rău, dar multe animale fac acest lucru, inclusiv erbivorele. Eu am citit pe internet că ajută cu depresia. Este în regulă să-și mănânce placenta dacă este vegană? Bă, după părerea mea ar fi ok.
dacă poate să-ți mănânce de ce nu poate să-și mănânce placenta? Ați avut momente în care v-ați simțit proști, dar în cel mai pur sens al cuvântului, eu unul mă simt prost non-stop, adică și acum cred că sunt prost, dar cineva răspunde: aveam o pată pe deget și m-am uitat atât de aproape la ea încât mi-am băgat degetul în ochi. Următoarea întrebare: ați fost vreodată violați? Ce întrebare! Stați că mă bufnește râsul că am văzut ce a răspuns unul. Ci că eu am fost abuzat sexual de unchiul meu. Parcă v-am mai povestit, m-am pus să-i fac laba, Doamne ferește. Bănuiesc că s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dacă e pe bune asta. De ce nu te duci acum la el să-i rup gâtul? Nu te înțeleg, sau du-te la poliție sau nu știu. Dar cel mai bine prinde-l și pune-l să-ți facă el ție laba. Și ultima întrebare de astăzi: mai țineți minte la ce vârstă ați făcut prima dată laba? Și unul răspunde: tot pe la 12 ani, îmi amintesc că odată am scos bateriile din lanterna chinezească și mi-am băgat înăuntru. A fost o senzație de neuitat. Bă, ăștia nu se mai termină, bă. Hai că mi-au făcut dimineața mai bună. Da, mai băieți, cam astea au fost întrebările pe care le-am găsit eu în dimineața asta. Dacă vă place genul ăsta de clipuri să vă apară dimineața, poate vă schimbă starea de spirit și plecați la servici cu dispoziție, mult mai dispoziție. E dimineața, așa că nu mai au o gură de cafea. Mucho bene. Gata, băi, da, deci cum ziceam, dacă vreți să mai fac genul ăsta dimineața, anunțați-mă, acum am timp destul, deci chiar pot să mă țin de cuvânt. Ce să vă zic, băieți? Zi ușoară să aveți, o săptămână, de fapt nu, vă zic decât zi ușoară și sper să vi se îndeplinească tot ce vă puneți în minte. Gata, încă o dată vă mulțumesc mult pentru vizionare și spor la lucru. Pa!